Bună seara tuturor! Ne aflăm la finalul partidei cu Farul Constanța, scor 4-3, o victorie perfectă chiar de aniversarea Universității Creava, 74 de ani de iubire albalbastră. Iată o iubire albalbastră și la drobeta Turnul Severin. În fața noastră este antrenorul principal al echipei noastre, domnul Mirel Rădoi, căruia îi voi da cuvântul să concluzioneze după această victorie specială. Bună seara! Un meci așa cum ne-am așteptat, cu o echipă care avea cel mai bun atac alături de CFR. Oarecum era foarte greu să terminăm partida, vă spun sincer, fără să primim gol, dar aș fi vrut să marcăm chiar de la început mai mult decât viitorul, să nu trecem prin emoțiile astea. O primă repriză slabă din punctul nostru de vedere, fără o posesie, fără dinamică bună în teren, foarte multe pase greșite, dar acum am avut o discuție și la pauză și acum după meci cu băieții mei, că din nou starea gazonului nu a fost foarte bună și eu cred că asta se datorează, nu știu, într-un procent destul de ridicat, dar totuși ar trebui să ne uităm că și adversarii pe același teren au jucat. Deci din punctul meu de vedere, prima repriză slabă, pentru că nu am avut o circulație rapidă a balonului și chiar și mișcările noastre au fost destul de lente de poziționare în teren și atunci era normal oarecum să începem să riscăm, foarte multe pase pierdute, după aceea am încercat la pauză să echilibrăm anumite lucruri și am schimbat și sistemul de joc, după aceea poziționarea jucătorilor și le-am spus că dacă vor reuși să nu mai primească gol la a doua repriză și au avut posibilitatea să marcheze prima repriză două goluri, o pot face și în repriza a doua să marcheze alte două goluri. Întrebări. Mirel, un meci spectaculos cu 7 goluri, cu gol primit în minutul 1 cu returnare de scor. Cum ai trăit pe bancă? Mai credeai la 3-1 că întoarceți rezultatul? Mai credeam, pentru că sunt zi de zi alături de ei și indiferent, poate să fie și 4-0 la pauză, dacă eu sunt primul care cedez, atunci nu pot să mai am nicio pretenție de la ei. Ba din contră, trebuie să fiu mereu în spate lor, să pot să-i ajut. De asta suntem aici, nu doar să găsim scuze când echipa pierde, să-i găsim pe ei vinovați și noi nu avem nicio vină. Nu, din contră, va trebui mereu să fim suport în spate lor și asta o să facem. Atâta timp cât suntem aici, o să le dăm încredere. Ca să o leg puțin așa de o numerologie, 74 de ani, 7 goluri marcate în partida de azi, 4 înscrise de noi. Deci oarecum se leagă anumite lucruri. Două goluri Markovic, gol Nistor după mult timp. Bucurie mare. Nu e o surpriză pentru mine, nu știu, golurile lui Marco, pentru că eu am fost antrenorul care l-a debutat la echipa națională și am mare încredere în el, chiar dacă în momentul de față cred că mai are nevoie de o perioadă de timp din punct de vedere fizic să fie lângă noi. Am văzut că s-au făcut anumite speculații, că nu are greutatea optimă, îi asigurăm că au greutate și greutatea optimă și se face cântarul la echipa asta. Într-adevăr, poate mare nevoie de timp pentru a arăta și mai bine și din punct de vedere fizic pentru a căpăta cât mai mare potență aerobă și anaerobă, dar cu siguranță că va veni momentul când Marco va putea să joace mult mai multe partide una după alta și la fel să aibă și reușite. Știai că soția lui a născut un băiat? Știam înainte de meci, chiar la ședința înainte de meci l-am felicitat. Chiar el a venit la mine neștiind dacă va juca sau nu, a zis că azi va da gol doar măcar un minut să joace, pentru că i-am anunțat echipa aici la stadion, așa o fac. Și chiar mi-a zis că și un minut dacă va juca, cu siguranță va da gol. Mă bucur că a reușit să marcheze. Nistor cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru că sau încurajare din partea noastră, pentru că el e un tip cu personalitate destul de mare și puternică. Din punctul de vedere, cred că în orice moment poate ajuta echipa. Dacă stăm să urmărim un jucător sau jucători în general după o greșeală, putem găsi la fiecare, pentru că nimeni nu este de pe teren fără să fi greșit. Deci, din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, și el poate are anumite momente când pierde mingea, chiar în fața apărării și devine echipa adversă, devine periculoasă pentru poarta noastră, dar în mare, dacă ne uităm la realizările lui, e un jucător de ultimă pasă, lovituri libere, stângul, dreptul, schimbare direcție, elimină foarte ușor om din joc. Deci, din punctul ăsta de vedere, e un plus pentru noi. Altfel, dacă stăm să ne uităm ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi rămas în continuare la echipa a doua, atât Vână cât și Nistor. Azi am avut Sala și Danciu pe bancă. Probabil că dacă ei erau în continuare la echipa a doua, ar fi trebuit să chemăm alți doi copii. Iar în momentul de față, oricât ne-am dorit noi și oricât de talentați sunt ei și chiar sunt talentați, cred că mai mult de o repriză nu poate să joace. Și atunci noi am fi fost nevoiți oarecum, dacă îi aveam în echipă, să-i schimbăm câte unul la pauză. În momentul de față o fac foarte bine la echipa a doua, sunt copii foarte talentați, vor trebui să fie integrați câte ușor la echipa mare. La conferința de presă ai spus că îți dorești să învingi profesorul. Ai 2-0 cu Gică Hagi la directa.
Mă bucur pentru că chiar azi am încercat oarecum unele mișcări tactice pe care le-am învățat în perioada când el a fost antrenorul meu și a doua repriză am reușit oarecum să-l surprindem în anumite momente, dar ce a realizat cu echipa asta merită felicitări. O echipă în care joacă cu atâta încredere și determinare, pentru mine, vă spun sincer, până acum sunt puține echipe care le-am văzut să aibă echilibrul ăsta atât defensiv, ofensiv, cât și ca și personalitate în rândul jucătorilor. I-ați administrat prima înfrângere din acest sezon. Aș fi vrut, asta am discutat și cu băieții la ședință, am avut 3 partide în care am întâlnit 3 echipe care nu pierduseră. Botoșan, Hermașta și Farul. Și le-am zis că ar fi momentul potrivit pentru ele să vadă prin ce am trecut și noi când am pierdut prima partidă cu Rapid acasă, să treacă și ele prin același moment. Dar mă bucur că am reușit în seara asta să câștigăm, mai ales că am fost conduși cu 3-1 la un moment dat, cu 2 execuții care mi le-a dat Piticu în momentul în care, chiar la lob, în momentul în care l-am văzut că a întors capul peste umăr, m-am și gândit pe bancă să nu dea la poartă pentru că îl prinsese pe David puțin ieșit. Dar mă bucur pentru repriza a doua. Și de ce vă spun asta? Am avut posesie, am avut agresivitate, goluri. Deci, din punctul ăsta de vedere, repriza a doua, cred că, alături de cele primele 60 de minute cu Zoria, cred că repriza a doua astăzi s-a ridicat la acel nivel. Ce simți când ai luat golul minutul 1 și 10 secunde? De multe ori mă gândesc că dacă e să primesc gol, trebuie să-l primesc cât mai repede. Ca să pot să am cât mai mult timp după aceea să revin pe tabelă. Pentru că dacă le iei minutul 90, s-a terminat, nu mai ai timp să revii sau ai câteva secvențe, câteva minute. Așa, dacă le iei la început, ai timp să poți să schimbi din mers și schimbările și planul tactic și modulul tactic. După aceea ai momente la pauză când poți să aduci plusul ăla de energie de care echipa are nevoie. Deci, din punctul de vedere, dacă e să primești gol, e bine pe început de joc sau cel puțin prima repriză. În tribună a fost talismanul, fotbalistul trofeu, Arlauschi. V-a purtat noroc. Nu numai el, au fost toți jucătorii, au fost prezenți la meci și cei accidentați și asta arată un spirit de unitate la echipă. E momentul de față, noi n-am adus doar un simplu jucător, am adus și un lider în vestiar, un jucător cu experiență care poate să spună ce înseamnă meciurile cu presiune și nu doar în campionatul Inter și la nivel european. Din punctul de vedere, cred că aveam nevoie de un astfel de jucător care să poată să transmită mult mai multă energie în vestiar decât o facem noi staff în momentul de față. Ultimul meci pe care a apărat a fost 26 august. Anul trecut. Când îl vei folosi? Când intră în ritmul? Nu știu, asta vom vedea de la săptămână la săptămână cum se va simți el, după aceea dacă David va avea în continuare evoluții, sau Rusu, sau Popescu, în momentul ăsta, noi nu l-am adus, de exemplu, pe Arla numărul 1. Nu, noi l-am adus în momentul ăsta să fie un jucător care să facă parte din lot, iar cei care se antrenează foarte bine, aceia vor juca. Adică nu e chestie că unul are o vârstă sau un nume sau un număr de trofee. Într-adevăr, poate conta la nivel de experiență, după aceea la echipa asta, atât timp cât vom fi noi, cine nu se antrenează nici nu poate juca, indiferent de numele pe care îl are. Victoria aduce victorii. Urmează CFR, FCSB. Două meciuri cu singurele echipe participante în conferență. Acum sper în cea mai scurtă perioadă să ne revenim din punct de vedere fizic și chiar mental după această partidă. Consumul mental a fost destul de mare, la fel de energie. Sper să-i prindem și pe ei puțin obosiți și în situația asta să echilibrăm oarecum balanța. De ce? Pentru că amândouă echipe au două loturi foarte bune. Dacă ne uităm la fiecare dintre ele, are aproape două echipe jumătate. Te temă că meciul cu FCSB se joacă tot la Severin? Încă nu știm, asta va depinde dacă cei de la Craiova vor termina terenul. În momentul de față nu știu să vă spun cu exactitate unde se va disputa, dar vom vedea zile următoare dacă condițiile pe care se poate disputa partida aceea poate fi la Craiova. Dacă nu, avem acest teren la Severin, în care oamenii în continuare vor intra pe el. Chiar acum, după meci, am discutat cu ei și vor intra din nou să aibă grijă de el. A fost mult mai bun azi, chiar dacă a avut momente când s-au rupt din nou brazdele, dar nu ăsta a fost impedimentul nostru numărul 1 în prima repriză, de nu am reușit să avem o circulație de balon mai rapidă sau mișcările noastre tactice au fost cu întârziere. Vă mulțumim mult! O seară bună! Seară bună!